Care credeți că vor fi rezultatele înregistrate de Partidul de Guvernământ la aceste alegeri? Nu, eu dacă acum am să fac reclamă... Nu trebuie să faceți reclamă, aveți niște măsurători. Eu nu vreau ca să faceți campanie electorală, eu vreau să ne spunem... Eu cred într-un rezultat bun. Să ne spuneți bun. Care credeți că... Eu cred într-un rezultat bun. Noi le explicăm oamenilor că este un exercițiu, alegeri locale sunt cu un, cum zic eu, cu o particularitate a lor. Sunt votați liderii din localități. În același timp le spunem foarte clar că având lideri pro-europeni, că să nu facem bine, doamna președinte a spus foarte clar că cine, acolo unde vor fi primari, având consilieri pro-europeni, în primul nu rând, vor ajunge bani. Și cumva îmi pare firesc dacă este cineva care se trezește cu gândul și cu dorul de Uniunea Sovietică și de el elogiază pe criminalul de război Putin, cumva îmi pare total incorrect ca banii, spre exemplu, care ajutoarele care vin din România, da, să ajungă la un astfel de speechman, astfel de primar. Mie mi se pare cumva incorrect, da. Trebuie să motivați aleșii locali care își doresc drum, apă, canalizare, nu știu, alte lucruri necesare, elementare, nu luxuri, nu vorbim de lux, în comunitatea lor și în realitățile actuale, da, spațiu valoric prin care noi tindem, la care noi putem obține acest ajutor și nu facem ceva extraordinar, deci în sensul în care noi am demonstrat că suntem europeni. Avem șansa asta și atunci când cineva este deliberat împotriva vectorului european, eu mă întreb care ar fi justificarea și argumentul nostru față de partenerii noștri să susții, spre exemplu, nu știu, un primar care spune, domnule, dar eu nu vreau Uniunea Europeană. Dați-mi banii, dar nu mă convingeți voi că Uniunea Europeană este bine pentru Republica Moldova.